Bună seara, bine ați venit la o nouă întâlnire Cafeneaua Complexității, a cincea ediție. Suntem într-o încercare de a aduce în fața noastră personalități care nu totdeauna au fost în medii diferite, astfel încât cel de la artă să se întâlnească cu cel de la știință, cel de la teologie cu cel de la informatică, lucruri foarte importante pentru a sparge barajul ăsta de discuție, de vocabular, de încercare de a împlini ceea ce se numește astăzi transdisciplinaritate. În cadrul această cafenea, n-a dorit decât să adune oamenii împreună pentru a crea eventual tematică de cercetare, cercetare aflată în așa numită cercetare exploratorie, mi se pare că este un termen extrem de important, care tatonează, folosind cele mai înaintate idei, în special din știința complexității, în literele rezolvării unor probleme care până acum au fost eventual doar ghițate sau doar sugerate, fie de niște trăiri care nu au avut o parte formalizată, fie din sisteme formalizate extrem de profund, dar nu au avut încă o aplicație. Tot ce încercăm, în principiu, să găsim grupe de tineri ca să-i punem în contact cu eventual firme care încearcă să utilizeze eventual acest know-how sau să finanțeze, să și finanțatori privați care încearcă să finanțeze teme de cercetare înaltă. O temă majoră este informația. Pe lângă cuvântul informație este extrem, e un cuvânt foarte vag. Și aș vrea doar să evoc aici cuvântul informație din cartea lui Săcleanu, scrisă în 72, o carte care este de 400 ceva de pagini, care explorează informația din diferitele fațete ale cuvântului și evoluției cuvântului informație. De atunci și până acum a evoluat extrem de tare această idee și ați văzut informația din diferite fațete. Dincolo de informație, de fapt, înseamnă să ne cunoaștem mai bine, să ne cunoaștem chiar prin intermediul unui obiect, cum este inteligența artificială, care am construit noi, dacă ne poate reflecta mai profund și ne descoperim ceea ce nu este realitatea artificială. Deci, întreg acest mod de abordare se încadrează și întâlnirea de astăzi cu Mihaela, care am în sfârșit bucuria să-i oferă un spațiu care, din păcate, ce scuze cu atât în fața tuturor, că la noaptea cercetătorilor, un alt eveniment comun, timpul a fost extrem de limitat. Aici, din păcate, s-au diferit, n-are. Așa că, Mihaela, e binevenită, timpul îți aparține, mulțumim pentru prezență și te rog frumos. Mulțumesc. Mulțumesc pentru cei care... Așa, nu am putut. Bună seara! Bună seara! Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Mihaela Gorodkov și îmi place să spun despre mine, dincolo de orice alte titluri, că sunt lucrător cu ziua de vreo 30 de ani în domeniul IT-ului și a serviciilor codexe. Numai că această prezentare a mea nu o să fie în mod necesar, va fi despre IT, dar o să facem așa un mic racurs și o călătorie care sper să vă placă. Vom pleca de undeva, ne vom opri undeva, vom ajunge în altă parte. Și sper să vă placă această seară, pentru că este puțin deosebită. Și pentru moment vă propun un pic să lăsăm telefoanele mobile și să vedem un clip care să le punem pe silent. I have 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have is just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share, but is it the same? No one is there. Be there for your friends, and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't a problem. Let me just emphasize, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another, learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes.
We're surrounded by children who, since they were born, have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child, I'd never be home. Be out with my friends on our bikes with a robot, wear holes in my trainers and graze up my knees, and build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. There's no skipping, no hopscotch, no church and no steeple. We're a generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time she first holds your hand or first kiss your lips. The time you first disagree and still love her to bits. The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time she keeps you up at night and all you want is rest. And the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold. And the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take all you've made just by giving life attention, and how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed, you tell her that you love her, lay a kiss upon her head. She then whispers to you quietly, as her heart gives a final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever happened. Never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. So look up from your phone, shut down those displays. We have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes, nothing's worse than regret. I'm guilty too of being part of this machine, this digital world we are heard but not seen, where we type as we talk and we read as we chat. Where we spend hours together without making eye contact. So don't give in to a life where you